Sindicatul Valahia din Târgoviște a organizat o acțiune publică de protest vineri în fața combinatului de oțelul special din Târgoviște. Unul dintre motivele de nemulțumire a angajaților este că tot mai multe secții se închid, iar aceștia își vor pierde locul de muncă. De asemenea, membrii sindicatului Valahia cer conducerii combinatului încetarea amenințărilor și abuzurilor asupra lor. Protestăm că ne-am săturat de tiranie, ne-am săturat de sărăcie și ne-am săturat de dezbinare. De când au venit și au cumpărat activul ăsta pe 2 lei, mai bine zis pe câteva, un milion aproape și ceva de dolari, nu au făcut decât să facă răul și României în general, și orașului, și salariaților. Este un meeting pe care ne-l dorim să fie, să desfășoare cât mai civilizat. După cum vedeți, ne-au blocat zona în care trebuia să protestăm civilizat. Am anunțat primăria și nu înțelegem de ce nu avem zona degajată. Ne adaptăm la cum putem aici. În momentul de față, oamenii s-au săturat de teamă. În momentul de față, salariații vor să protesteze. Le-au blocat poarta principală, îi pun să iasă pe la Colanu ca să nu cumva să protesteze, le-au dat drumul mai devreme cu o oră ca să nu cumva să protesteze. Sperăm ca și Dumnezeu să țină cu noi, măcar Dumnezeu să ne ajute să oprească ploaia. La noi, în combinat aici, este o teroare continuă, deci se trăiește sub teroare. Vedeți și dumneavoastră în ce situație au adus mașinile, știa că este un protest organizat de noi, cu acordul primăriei, cu acordul la toți, și caută să ne blocheze sub orice formă, sub orice. Deci stilul în care se lucrează în combinatul ăsta este stil KGB. Am ajuns pur și simplu la umilință. Tot combinatul, avem salariul minim pe economie. Sindicatul Valahia cere parlamentarilor de Dâmbovița să reanalizeze în regim de urgență legea numărul 85/2014 privind insolvența și să găsească soluții alternative pentru recuperarea creanțelor statului de la firmele care își declară singure insolvența.